Sfinte Duh, înțelepțitorul și mângâietorul nostru, sursă a harului și focul viu al dragostei lui Hristos, înfășoară-ne cu prezența ta cea blândă și plină de lumină și primește cu bunăvoință rugăciunea noastră smerită. Tu care sufli unde voiești și binecuvintezi totul cu atingerea ta, deschide ochii inimilor noastre să vadă frumusețea sfințeniei. Când mintea noastră este tulbure și sufletul nostru este neliniștit, fii tu, Sfinte Duh, izvorul liniștii și alinarea noastră. Înnoiește-ne, Duhule Sfinte, cu darurile tale cele fără de preț și ajută-ne să rodim roadele dragostei, bucuriei și păcii. În această lume plină de ispite și greutăți, fii tu, Sfinte Duh, armura noastră și scutul împotriva răului. Prin puterea ta, ne învrednicește să mărturisim cu curaj credința noastră ortodoxă și să fim lumină pentru cei care umblă în întuneric. Fă din noi vase alese pentru a răspândi harul tău și fă să fim unelte în mâinile tale pentru a aduce slavă lui Dumnezeu. Te preamărim și te binecuvântăm în fiecare zi și îți mulțumim pentru dragostea și îndurarea ta nesfârșită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să îți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.